Salutare, oameni dragi! Astăzi vreau să vă prezint un Stihl 462C, așa cum v-am promis. El este nou-nouț, nu l-am pornit niciodată. Acum vreau să-l alimentăm cu benzină, să-l controlăm puțin la șuruburi și la toate chestiile și să lucrăm cu el astăzi, să vedem cum se comportă și la urmă să dăm verdictul. Este bun sau nu este bun acest Stihl 462? Hai să vedem ce iese. Primul lucru, îl alimentăm. Eu sunt Dan și bagajesul, la 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 la. Eu sunt Dan și bagajesul, la 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 la. El este nou, neutilizat. Tipimersul, la 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 la. Și mă cunosc, tipimersul, la 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 la. Acest motor fierăstrău are o lamă standard de 45 de centimetri. Să-i facem și prima pornire. Așa se aude un motor fierăstrău nou-nou. Acum vreau să-i verificăm ungerea. Eu sunt Dan și bagajesul. Verificăm fiecare dimineață. Să trecem la treabă. Eu sunt Dan și bagajesul, la 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 la. Și mă cunosc de pe mersul, la 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 la. Și mă cunosc de pe mersul, la 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 la. Oameni dragi, acest motor fierăstrău vreau să vă spun că este superb. Nu este așa greu ca și 500, numărul 1. Câți dintre voi ați lucrat cu acest 462? Ce părere aveți? Lăsați comentarii. Doamne ajută!